Doamna profesor universitar dr. Consuela Norina Forna este decanul Facultății de Medicină Dentară din Iași de 10 ani. Este membru în Consiliul Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România, expert medical pentru sănătate publică pentru specialitatea stomatologie generală, președinte al secției de stomatologie din cadrul Societății de Medici și Naturaliști. Conduce comisii de elaborare a ghidurilor de practică în domeniul medical, este expert evaluator pentru programe naționale de cercetare-dezvoltare, formator și coordonator în domeniul medicinei dentare. Ambasador al României peste hotare, doamna profesor Forna este vicepreședintele Confederației Decanilor de origine total sau parțial franceză. Membru al Consiliului Asociației Europene de Protetică Dentară, ambasador pentru România al Asociației Dentare Europene pentru Educație, membru în numeroase academii și societăți academice. Iar lista nu se oprește aici. Dincolo de titluri și funcții valoroase, este un om complet, care a știut dintotdeauna ce meserie va urma. Bună ziua, doamnă profesor! Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți astăzi aici, în cadrul emisiunii de gardă și pentru că ne oferiți acest interviu. Și eu mulțumesc pentru invitație. Sunteți un medic și un om complex, de asemenea sunteți profesor doctor, decanul Universității de Medicină Dentară de la Iași. Ați primit numeroase premii de-a lungul carierei. De asemenea, sunteți președintele numeroase congrese și asociații naționale și internaționale. Aș vrea să ne povestiți cum a început cariera dumneavoastră, cum ați ales să deveniți medic stomatolog și profesor și de unde pasiunea aceasta pentru medicina dentară? Aș putea spune că e o generație a mea, deci prin reprezentarea mea medicina dentară, dar în spate sunt multe generații. Deci este un arbore, ca să zicem, care s-a ocupat de medicină în general. Străbunici, bunici, părinți și copii. Așadar, putem spune că este o pasiune și o implicare. Este o implicare care s-a transmis din tată în fiu și din mamă în fiu și care a vizat în principal medicina generală, spre care am fost și eu dirijată, dar mai departe de asta, conjuncturile politice la vremea respectivă m-au determinat să mă axez pe ceva mai punctual, care însemna o tehnologie mai puțin utilizată sau mai puțin introdusă în zone foarte ascunse, numite în zona rurală. De ce spun asta? Pentru că atunci se dădea concurs și numai la țară erau locuri. Sigur că am avut și un stagiu, ca să spun așa, la țară, dar într-o comună și unde condițiile erau cu totul și cu totul mai bune decât celelalte zone. Sigur că practica m-a determinat să pot progresa aici. Am făcut și întreprins foarte multe acțiuni în acest sens, pregătiri internaționale, conferințe, congrese sunt o latură a discuției, dar pregătirea în sine a însemnat stagii în Franța, foarte multe, și chiar realizarea activității de asistență medicală în Franța. De altfel, pe partea implantologiei în care acum excelez, și în zona germană am avut implicații la Freiburg, unde am realizat iarăși stagii, iar participările mele numeroase prin colaborările pe care le-am realizat a însemnat inserția mea în societățile internaționale pe care le-am, în board-uri în principal și în comisii de specialitate științifice sau de evaluare, pentru că e vorba și de evaluarea altor specialiști. Mă refer la societatea și comisia internațională de implantologie în cadrul
Societății Americane de Implantologie ICU. Deci, iată, incursiunea a fost făcută pe un lung metraj, pornind de la facultate, specializări, doctorat și mai târziu, evident, desăvârșirea pregătirii în străinătate. De aceea, poate pot să spun, reperul meu este comunitatea europeană și nu numai, și din continentul Statelor Unite pot să spun că am desprins experiențe și repere de asemenea. Ce ne puteți spune despre anii de studiu pe care i-ați realizat și care ar fi principalele diferențe dintre școala de atunci și școala de acum, pentru că sunteți și profesor și sunteți direct implicată în acest lucru? Anii de studiu aș putea spune că realizează un contrast foarte mare. Poate, pe de o parte, vremurile care au fost depășite pe vremea lui Ceaușescu, așa cum știm, medicina dentară era rudimentară. Se lucra cu gips, cu ștenți, deci însemnând material care trebuia încălzit. Deci era foarte greu pentru student să poată colabora, să poată lucra. În momentul de față, evident, este un salt calitativ. Fie că a existat integrarea medicinii dentare în plan internațional mult mai profund prin păstrarea legăturilor sau crearea unor noi colaborări pe care eu le-am întreprins cu țările din Europa și nu numai, sau prin participarea mea ca speaker în străinătate și cunoașterea Iașului, poate a României, și în principal am pledat pentru România. Iar o altă explicație ar fi tehnologiile noi pe care le-am adus prin intermediul proiectelor europene. Deci asta înseamnă achiziții de ultimă oră, care chiar sunt unice, spuneam, în Europa și care pot fi întâlnite în Statele Unite prin roboți, prin simulatoare 3D, prin manechine pe care se poată realiza manoperele de urgențe de resuscitare. Și nu ne oprim aici, nu mă opresc aici. Cred că mai departe viitorul este pe noi aplicații, pe multe alte proiecte, de asemenea cu fonduri europene. Deci atragerea fondurilor va însemna o nouă platformă de cercetare, de colaborare și, de ce nu, de asistență medicală, pentru că asistența medicală nu se poate face decât cu achiziții de ultimă oră, dacă dorim să fim performanți sau dacă dorim să fim competitivi cu universitățile internaționale. Următoarea întrebare ar fi fost: ce părere aveți despre școala de medicină dentară actuală, dacă au studenții din România aceleași posibilități și aceleași condiții de învățare așa cum au alți studenți din statele europene? Dar răspunsul dumneavoastră știu că este da, cel puțin la Iași, într-adevăr, studenții se bucură de niște condiții excelente și sunteți un adevărat ambasador al facultății de medicină dentară de acolo. E o întrebare foarte binevenită, pentru că tocmai ca decan și președintea decanilor din România am întreprins inserția într-un proiect care vizează școlile tradiționale de medicină dentară din România, unde mi-am propus să uniformizăm aceste lucruri și tehnologii de vârf și mai ales că parteneri din proiectele pe care le-am aplicat sunt aceste facultăți, beneficiază de o parte din tehnologiile aduse. Asta înseamnă că ei deja sunt cunoscători, deja aplică la rândul lor pe tehnologii de vârf, deci a început deja uniformizarea respectivă. Sigur că încă mai e mult de adus ca fonduri, ca toate să beneficieze absolut de identice tehnologii. Sperăm într-un timp cât mai scurt să reușesc și, bineînțeles, prin însăși
invitația pe care o fac decanilor în principal și facultăților, nu numai de medicină dentară, ci și de medicină, pentru că aici ne întrepătrundem din ce în ce mai des, prin reabilitarea aceasta generală, să putem crea prin programele și, iată, acum recent am semnat multe alte proiecte europene cu colaborarea medicinei, să putem realiza mai târziu platforme prin care să ne inserăm în ceea ce se numește medicina internațională. Acest lucru, în cel mai scurt timp, spuneam că o să o aplic ca idee și prima provocare în acest sens va fi Congresul Internațional al Societății de Reabilitare Internațională, pe care îl voi organiza acolo la sediul său în Elveția, în Lozan, pe 4 iulie, însemnând în imediata, să spunem, apropiere a acestei perioade, să reușim să conturăm aceste viitoare programe de colaborare între noi și, bineînțeles, cu facultățile din străinătate, care le întâlnim peste tot cu ocazia congreselor. De când această colaborare cu universități din străinătate și cu medicii din alte state europene, de când ați început să fiți implicat în aceste tipuri de activități? Și v-aș întreba dacă aderarea României la UE a ajutat acestor activități. Colaborările datează, pot să spun, de foarte mult timp, cel puțin în zona francofonă, peste 20 de ani, chiar 25, au însemnat ani în spate de invitații pentru specialiști din spațiul francofon care au venit în România, însemnând cu ei experiențe comune, schimburi chiar de experiențe, literatură scrisă în comun, de specialitate și, de ce nu, cu ocazia manifestărilor științifice pe care le-am organizat în România, participarea lor activă. Sigur că mai departe, Statele Unite sau alte țări din Europa, deci Germania, Anglia, au fost de asemenea prezente, iată Elveția, prin colaborări vechi și aici pe care le avem și care s-au dezvoltat, s-au înmulțit. De asemenea, un motiv, spuneam, important și esențial în pornirea acestor colaborări au fost participările pe care le-am avut în bordurile internaționale și le am la ora actuală, însemnând comisii de specialitate în care activez și, bineînțeles, întâlniri pe aceste domenii și continuând, bineînțeles, cu alte lucruri, însemnând proiecte actuale, pentru că partenerii acestor proiecte europene sunt țări din Europa, respectiv avem Germania, respectiv Franța și vor continua mai departe. În viitor, evident că îmi propun o dezvoltare doar pe aceste platforme și aducerea universităților din țară pe aceste platforme pentru ca mai departe să se știe, să se cunoască că România este prezentă, iar intrarea în UE evident că ne-a favorizat foarte mult și ne va favoriza mai departe, să spunem, cunoașterea faptului că suntem prezenți în spațiul academic, în spațiul cercetărilor și cel de asistență medicală în acele țări. Sunteți într-adevăr un model de succes, însă cu siguranță că ați avut și mentori și persoane care v-au influențat în carieră. Care ar fi aceste persoane și cât de important este pentru un medic și nu numai să aibă persoane care să-i orânduiască drumurile? Desigur, în facultate profesorii ne sunt mentori și e o gamă largă, așa cum știm, parcurgem discipline, materii și profesorii ne sunt alături. Desigur, desăvârșirea, spuneam, a pregătirii în străinătate au însemnat mentor din școlile renumite, Pitié-Salpêtrier din Paris, Cochin, deci prin profesorul Prenc, profesorul Comisionat,
Sigur că profesorul Sandaus, care înseamnă școala elvețiană, școala franceză și fiind foarte bine înrădăcinat în România, iată, a putut veni mai des și prin prezența domniei sale aici în România, desigur că și-a adus un aport special. Toate acestea, sigur, înseamnă o zestre pe care o acumulezi și de care profiți, să spunem, mai departe în pregătire și o predai, ca să zicem, să vedem cui, tinerilor de astăzi, studenți, masteranți, doctoranți, evident pentru cei interesați, pentru că categoria aceasta este foarte pastelată. Unii doresc interes material apropiat și mai puțin parcurgerea unor pași care să fie de lung metraj. Pentru cei interesați, evident, înseamnă o pregătire de lungă durată pe care ei o solicită și o realizăm cu succes împreună prin formare, că discutăm de domeniul implantologiei, că discutăm de, în general, medicină, medicină dentară, o realizăm cu drag, mai ales că îndrumăm și tezele de doctorat și aceasta, cum știm, ne ia mult timp, 4 ani, 3 ani, încât înseamnă multă muncă în spate. Știu că ați îndrumat peste 500, dacă nu mă înșel, de lucrări, de diplomă, disertație, de diplomă, la un masterat. Loc, sigur că da, astea se adună, sunt cercetări, ai noștri tineri, cum știți, le fac. Nu întotdeauna le fac și pot să le facă singuri. Se leagă de subiectele pe care le cercetăm noi întâi și atunci îi invităm să o facă împreună cu noi. Ne revedem după o scurtă pauză de publicitate și vom afla cât de mult înseamnă turismul medical pentru România și ce potențial are turismul medical dentar în principal. După o scurtă pauză, doamna profesor dr. Norina Forna ne vorbește despre potențialul pe care medicina dentară îl are în turismul medical românesc și despre inițiativa organizării summitului cu tema Medicina fără frontiere. Domnul dr. Elaoui Hassan, de origine marocană, participant la summit și apropiat al doamnei profesor, ne va împărtăși din experiența practicării medicinei în România. Vizita la medic să fie o experiență plăcută, într-o ambianță caldă și intimă, creată special pentru femei și nevoile lor? Te așteptăm la Donna Medical Center. Centru specializat pentru detecția precoce a cancerului mamar și diagnosticul afecțiunilor mamare și ginecologice. Controlează-te! Fii sigură că ești bine! Pregătește-ți vacanța 2014. Profită de ofertele speciale de la Paralela 45 și fă o rezervare acum. Pentru numai 284 de euro poți merge în Corfu, Santorini sau Mykonos. Detalii și rezervări pe www.paralela45.ro. Paralela 45. O lume într-o singură agenție. Am revenit la De Gardă. Doamna profesor dr. Norina Forna ne vorbește despre potențialul pe care medicina dentară îl are în turismul medical românesc și despre inițiativa organizării summitului cu tema Medicina fără frontiere. Domnul dr. Elaoui Hassan, de origine marocană, participant la summit și apropiat al doamnei profesor, ne va împărtăși din experiența practicării medicinei în România. Doamna profesor, medicina dentară este, cred că, printre primele domenii medicale din România cu cel mai mare potențial în ceea ce privește turismul medical. De ce această stare de fapt? Este adevărat.
Evident că după un tratament care se realizează și, sigur, o reabilitare, ca să spunem așa, pe acest tărâm, pacientul are o satisfacție imediată. Și plecând cu toate rezolvate, cum ar veni, cu funcțiile refăcute, în primul rând cea estetică de care este interesat și, sigur, cea masticatorie, evident că el poate plăti imediat pe loc, poate avea serviciu realizat și pleacă liniștit acasă. Lucru care pentru alte specialități e mai dificil. Întotdeauna, să zicem, locurile mai ascunse sau boli generate de zone care urmează sau trebuie urmărite în timp, e greu să poți aprecia un prognostic din stat sau greu să poți urmări în exterior cum se simte pacientul. Încât deja vu, deja fait, cum se spune, pacientul pleacă rezolvat. Deci cu toate lucrurile la vedere, ca și explicație, și imediat rezolvate. Încât el poate singur să-și evalueze, să-și măsoare calitatea muncii, valoarea acesteia și, bineînțeles, să cântărească ceea ce aici se poate realiza, ce se poate realiza în străinătate. Noi avem niște puncte tari, dacă mai gândim la analize SWOT sau altceva, ce și cu ce ieșim în față ca țară. Putem realiza aceste tratamente într-un timp record. Evident că programările se pot face de așa manieră încât să se poate rezolva acest subiect foarte repede și, bineînțeles, să avem o pregătire foarte bună a specialiștilor care să întrunească, reunească mai multe specialități odată. Că discutăm de implantologie, că discutăm de protezări, că discutăm de chiar tratamentele care se fac până la momentul chirurgical, toate se pot face, poate, chiar de o echipă acolo bine constituită sau chiar un singur specialist care împlinește aceste pregătiri. Pe când în exterior, programările se fac pe un interval foarte lung de timp, poate nici nu apuci să faci într-un singur an toate aceste tratamente și reabilitări care trebuie făcute. Din acest motiv, desigur că orice astfel de pacient din străinătate parcurge poate câțiva ani până își corectează și reabilitează lucrurile care și le-a pierdut, funcțiile pierdute. Nu putem neglija subiectul bani. Așa cum se știe, în România prețurile sunt la jumătate față de cele practicate în exterior, bineînțeles, nu numai în zona dentară, dar și în medicină în general, unde se știe chirurgia estetică, chirurgia bariatrică sau tratamentele anti-aging sunt prioritare și se caută din exterior. Cât de mult înseamnă turismul medical pentru România? Ce potențial are în țara noastră? Vă întreb acest lucru pentru că știu că ați fost implicată în numeroase evenimente, congrese, conferințe care au avut ca temă importanța turismului medical pentru România. Nu de mult am fost implicați împreună la Iași în organizarea evenimentului. Da. Sigur că implicarea, în primul rând, începe să-și prindă un contur din ce în ce mai pronunțat prin participarea specialiștilor care sunt invitați să-și prezinte din experiența lor practică asupra pacientului și, de ce nu, chiar companii de turism care doresc să realizeze pachete împreună cu cele medicale favorabile unui astfel de pacient. Nu putem să nu amintim faptul că nu numai cu ocazia manifestărilor științifice sau a meselor rotunde avem aceste întâlniri, ci și în rest ca și pregătire prin ceea ce noi comunicăm foarte mult cu exterior, prin site-uri deja create, prin pachete de servicii deja promovate sau, de ce nu, printr-un ghid practic pe care l-am conceput și care vizează circuitul unui pacient care își propune acest subiect în România sau chiar
a practicianului care dorește să realizeze acest lucru practic. Sigur, în toate nu putem realiza acest management singur, individual, ci în colaborare cu țările, întâi cele vecine, care deja realizează acest turism medical. Desigur, împărtășind din experiența lor, putem să avem împreună o concluzie în acest sens sau reușim să mai la distanță să mergem, poate chiar ca practicieni în țările arabe sau chiar împreună cu ei pentru un turism care acolo se practică pentru pacienții europeni și, de ce nu, avem și practicieni din țările arabe în România. Încât, iată, toate la un loc înseamnă experiențe, practici și programe de viitor comun. În cadrul summitului Medicina fără frontiere, care a avut loc la București în perioada 28-30 mai, s-au discutat intens probleme legate de importanța turismului medical și a turismului dentar pentru România. Conform doamnei profesor universitar dr. Norina Forna, peste 70.000 de pacienți din străinătate s-au tratat în România între 2013 și 2014. Abordarea, ca să parafrazez un mai vechi slogan al turismului românesc, care spunea, vii ca turist, pleci ca prieten, aș putea să spun acum, vii ca pacient și pleci ca prieten. Cum s-a spus deja, mari operatori din România văd turismul medical ca pe o nouă oportunitate de relansare a turismului în România și nu numai operatorii, vorbim și de ANP, de ministere, pentru că, într-adevăr, poate reprezenta un motor al relansării economiei, aș spune, nu numai turismului în România. Și am gândit deja niște pachete pe care le putem promova în străinătate, prin diferite medii, prin participare la târguri internaționale de profil de turism medical, în care îmbinăm partea de medicală, de servicii medicale pe care le putem oferi în România și, în momentul acesta, străinii vin și ne vizitează și sunt interesați de tratamente pe partea de chirurgie estetică și plastică, turismul stomatologic, care deja este foarte bine cunoscut, și mai avem investigațiile oftalmologice. Și apoi vorbim de partea de turism, de, deja aici ne pricepem foarte bine și putem oferi pachete complete de servicii, asta înseamnă preluare de aeroport, de transfer, de cazare, servicii de masă, tururi de oraș, o asistență turistică permanentă. Un program, un pachet complet pe care îl putem organiza. Noi chiar l-am numit ca și conceptul turism medical all-inclusiv. Deci e vorba de o, mai cred, o altă înțelegere a definițiilor. Pentru că, de fapt, era vorba de turismul de sănătate, cum se spune în România, care în turismul de sănătate intră totul. Turismul medical, din punctul de vedere al celor care s-au ocupat până acum de acest domeniu, nu numai partea pe care facem referire în această conferință. Deci turismul de sănătate include și turismul balnear și turismul de punere în formă. E mult mai larg. Mult mai larg. Sigur, la aceasta da. Se referea da. Cifra de 60.000. Deci nu era vorba de turism medical, ci era vorba de turismul de sănătate. Sigur. Dar ceea ce doresc din ceea ce am recoltat aici erau discuțiile legate de faptul că în România și pentru România există selectarea al multor servicii, dar găsesc și caută România ca o zonă în care se pot practica orice gen de forme de turism medical, de sănătate, pentru că prețurile sunt la jumătate, așa cum se văd din citatele respective. Pentru turism medical, ca am început, e, de fapt există în România, dar trebuie să le promovăm și să-i dăm o atenție mai mare. De ce? Acum câțiva ani, pacienții din România plecau în străinătate ca să se trateze. Dar acum în România am ajuns la un nivel de specialitate, adică foarte avansat. Tot ce există în lumea asta modernă, europeană sau americană, îl găsim aici în România. Avem medici foarte buni, pe care putem baza pe ei, plus că avem un avantaj acum, datorită crizei care există în Europa, care a început și este și la noi, că avem un avantaj foarte bun, că avem prețurile
foarte avantajoase față de țările europene. Exact, adică pacientul care se tratează în, să zicem, în Austria sau în Anglia sau în Italia, care necesită, să zicem, un preț de 1000 de euro, aici poate să fie la jumătate aproape. Prima conferință a Asociației Române de Turism Medical și Medico-Dentar ar fi considerată și chiar putem spune astăzi, după o zi de conferințe, într-adevăr se înscrie în challenge-ul acestor zile, când acest domeniu este în fașă pentru România, dar care poate fi abordat cu curaj din multe puncte de vedere. În primul rând, prin faptul că din ce în ce mai mulți pacienți vin de peste hotare în România să realizeze tratamente pe domenii de vârf care se caută, însemnând de la chirurgia generală estetică la tratamentele anti-aging sau pentru tratamentele pe tărâmul medicinei dentare, care în primul rând implantele sunt de remarcat și sunt alese din multitudinea de posibilități terapeutice. Evident, protezările ceramice, ceramica pe zirconiu sau integral ceramica. Toate la un loc pot constitui pachete pe care acești pacienți le pot alege și în tandem cu pachetul turistic de interes pentru el constituie un punct de atracție pe diferite zone turistice unde ei pot să-și aleagă fie de a realiza și tratamentul sau, evident, de unde realizează tratamentul, să facă o mobilitate către zona de interes turistic. Străinii care vin în România pentru a beneficia de servicii medicale doresc în proporție foarte mare intervenție în domeniul chirurgiei estetice și în cel al medicinei dentare, 42% chirurgie estetică și 32% medicină dentară. 85% dintre cei care vin să se trateze în România preferă tariful redus practicat de medicii români, dar și calitatea serviciilor medicale și experiența practicienilor. Prețurile în România sunt mult mai reduse decât cele din afară. În străinătate, un implant dentar este de 1500-2000 de euro, iar la noi este până în 1000 de euro. Turiștii vin din Franța, Germania, Japonia, Statele Unite, Canada, Australia. Unii sunt români plecați, care lucrează sau s-au stabilit acolo. 25% dintre pacienții unui cabinet stomatologic din România sunt români plecați în străinătate. 15% sunt cetățeni străini și 60% pacienți români. Potrivit statisticilor, la nivel mondial, în acest moment există peste 7 milioane de persoane care fac turism în scopuri medicale, iar piața de turism medical are o valoare de peste 30 de miliarde de euro. Doctorul de origine marocană Elaoui Hassan, medic generalist și chirurg, și-a petrecut o parte din viață în România, unde a și practicat meseria. Astăzi se întoarce cu plăcere în România. Este președintele Asociației Româno-Marocane și ne dezvăluie care sunt aspectele care îi atrag pe turiștii străini în România pentru terapii și tratamente. Discutăm în cele ce urmează cu domnul dr. Hassan Elaoui, președintele Asociației Prieteniei Marocano-Română. De asemenea, domnul doctor a fost implicat în summitul cu tema Medicina fără frontiere, care a avut loc în această perioadă la București. Domnule doctor, aș vrea să ne spuneți cum a început colaborarea dumneavoastră cu România. Ați fost aici medic generalist, de asemenea medic chirurg. Este întâi să vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să particip și eu la această emisiune. Povestea mea a început în 1975, când am venit prima dată în România ca să fac studiile mele medicale. Am făcut medicina generală, o parte la Craiova și a doua parte la București, Carol Davila. Și am avut prilejul să fac și specializarea aici, la București, la Ștefan cel Mare, Spitalul Clinic de Urgență, condus de regretatul profesor doctor docent Iuliu Șupeu. Am plecat din România după 13 ani,
și sunt plecat de 26 de ani, asta nu m-a făcut să uit deloc limba lui Eminescu, care mi-a plăcut și de care m-am atașat. Consider România a doua mea țară, poate chiar drept țara adoptivă, și am și îndrăznit să scriu în românește niște eseuri literare și niște poezii. Drept vorbind, fiind marocan, lucrând în Casablanca, unde școala este în limba franceză, am colaborat cu foarte mulți profesori, printre care cei care sunt din România. Nu pot să vi le enumer toți, că este o listă foarte mare și risc să uit câțiva dintre ei, să nu se supere. Sunt unii care ne-au părăsit, alții care mai trăiesc și care ocupă niște posturi foarte importante. Colaborarea care a început cu doamna profesor dr. Norina Forna, decan de la Facultatea de Medicină Stomatologică și Dentară din Iași, a fost în urmă cu 4-5 ani. Dânsa a intervenit și mai intervine la noi în țară și cu niște profesori marocani în domeniul stomatologic. Iar întâmplător și eu am abordat acest subiect al turismului medical. Bineînțeles, este o limbă care ne întrunește, niște prieteni comuni și, bineînțeles, o colaborare internațională care a fost sprijinită tare de tot, că eu am fost invitat din partea ambasadei Marocului, din partea doamnei ambasador Fauza Shabi, care este o persoană foarte dinamică și receptivă. N-a ezitat nici o clipă să participe la acest summit și, bineînțeles, a aprobat multe lucruri și este pregătită să colaboreze cu România în acest domeniu. Care au fost concluziile evenimentului? Cum v-ați implicat în organizarea lui și putem discuta la această oră despre medicină fără frontiere în lume? Putem. Eu nu m-am implicat direct să organizez. M-am implicat așa, fiindcă, fiind medic chirurg în Maroc, sunt și medic consilier al unei fondații SAID, SAID, și aducem bolnavi sau pacienți din Africa subsahariană, inclusiv din Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Senegal, și lista e lungă. Suntem pionieri în acest domeniu cu Tunisia, vorbesc de Maroc, cu Tunisia și Africa de Sud. Aducem bolnavi și pacienți din Europa pentru urologie, pentru chirurgia estetică, iar cei care vin din Africa sau din Orientul Mijlociu vin pentru chirurgia oncologică, oftalmologie, neurochirurgie, ortopedie, proteze de șold, de genunchi și așa mai departe. Lista este lungă. Vorbind de acest turism, inițiativa este extraordinară pentru România, fiindcă aveți foarte multe aturi. Întâi, fără laude, sunteți o țară care se mândrește că este o țară frumoasă. Aveți munți, Marea Neagră, Delta Dunării, surse de apă, competență la profesor, niște clinici foarte dotate care sunt la nivel ISO internațional european. S-a schimbat viața, știința se schimbă zilnic, știința nu se oprește. Bolnavul sau pacientul, dacă are joindre între l'utile la agréable, adică între utilul și agreabilul, dacă are calitatea preț, are o țară frumoasă unde poate să se odihnească, unde este bine primit, unde calitatea preț e bună, adică aveți niște prețuri, vă dovedesc, vă mărturisesc că sunt mai joase la jumătate decât în alte țări. Asta nu împiedică să nu fie cu tur operator, cu oameni de turism, să fie un package. Istoria, slava Domnului, aveți. Peisaje nu laud România degeaba. Nu uit că Maroc are și el aceleași lucruri. Sunteți în concurență cu alte țări vecini, Ungaria, Austria, Libanul și alte țări și în alte meleaguri, dar nimic nu este imposibil. Eu sunt convins că sistemul va fi rodat în maximum 2-3-4 ani maximum. Spuneți că foarte mulți pacienți vin să se trateze în România.
Care ar fi lucrurile pentru care aceștia vin la noi să realizeze aceste tratamente? Care ar fi diferențele dintre sistemul nostru de sănătate și sistemele din statele lor? De ce vin pacienții aici pentru a se trata? Unu, lumea caută întâi competență, adică niște profesioniști la nivel înalt. Da bani, ia avionul, trebuie să se rezolve problema și cu vizele, că asta MAE-ul, Ministerul Afacerilor Externe, trebuie să hotărească și când vine inițial ca să se trateze. Dacă prețul e bun, spre exemplu, în Europa, coada este foarte mare când așteptați o intervenție, mai ales în estetică, în stomatologie sau la proteze. Nu vorbesc de urgențe. Ok, când sunteți bine primită, când aveți și un cadru care este agreabil, vorba românească, veniți pacient, plecați prieten. Peisajul, condițiile de cazare, primire la aeroport, susținere morală și psihologică, cred că este un pachet total. Asta e agreabil. Că, în general, persoana care este bolnavă și vine pentru intervenția mare, indiferent că să fie la stomatologie sau la o altă specialitate, eu cred că aveți potențial uman și în câteva centre și material care poate să fie la nivel înalt. Pe final aș vrea să vă întreb cât de importantă este colaborarea între state în domeniul medical și schimbul de experiență. Aici mă refer și la experiența pe care o aveți ca președinte al Asociației Română-Marocană. Avem un proverb care spune, dacă ești deșteaptă, să fii sigură că este altul mai deștept. Dacă știi, mai există altul care știe mai mult. Deci știința nu se oprește. Știința este universală. Asta e unul. Congrese, mase rotunde, conferințe, reviste, tot ce este acum cu satul mic care a devenit prin internet lumea noastră, planeta noastră, nu există omul să trăiască izolat. Deci un schimb de experiență. Sunt unii care sunt mai înzestrați, mai dotați și vorbesc de Occident. Sunt unii în Asia care fac și ei eforturi. Acum Africa, din punctul ei de vedere, s-a sculat, a înțeles ce trebuie făcut și merge înainte. Deci este o concurență. Concurență pentru acest turism medical, iar pentru experiența și competența. Eu am avut prilejul să studiez aici, în România, deși sunt plecat și n-am uitat. Mai vin specialiști marocani aici. Ne întâlnim cu colegii noștri francezi, belgieni, elvețieni, nemți și așa mai departe, la congrese naționale și internaționale. Deci avem întotdeauna niște întrevederi, schimburi de experiență. Le invităm să vină la noi, mergem și noi la ei și nu ne împiedică deloc să ne înscriem în continuare. Că medicul nu ia pensie adevărată, că trebuie să se înstrăiască până când ajunge acolo unde va fi în soarta lui. După o scurtă pauză, ne întoarcem la Degardă și discutăm despre ultimele inovații în materie de medicină dentară și implantologie. Toți îți vând iluzii. Aveți 5 secunde să vedeți locația, însă am să vă rog să nu intrați și să nu atingeți nimic. Acestea sunt condițiile licitației. Noi îți arătăm ce vei cumpăra. G3 Imobiliare. Transformăm visurile într-o adresă. Fenicia Business Center închiriază birouri în centrul Bucureștiului, la 3 minute de mers de Piața Unirii. Clădire nouă, spații, utilate modern, acces la internet, recepție, pază și parcare. Tot ce ai nevoie găsești într-un imobil spectaculos, care dă stil afacerii tale. Suprafața minimă închiriabilă este de 60 de metri pătrați. Prețuri de la 12,5 euro metru pătrat lunar, iar tarifele includ chiria, utilitățile și mentenanța spațiilor comune. Fă afaceri în oraș. Mută-ți birourile la Fenicia Business Center. Pentru detalii și contact, intră pe www.fenicia.ro sau la numărul de telefon 0742 224 534. Fenicia Business Center. Mm-hmm.
Susținem economia României, fii alături de Money Channel. Și eu susțin economia României. Cumpără și tu produse și servicii românești. Eu mănânc produse românești, mă îmbrac cu produse românești, acum mă plimb cu o bicicletă englezească, dar promit că în maxim o săptămână o să mă dau cu o bicicletă românească. Susțineți economia României alegând servicii medicale românești. Și eu susțin economia României. Cumpără și tu servicii de telecomunicații românești. Susținând arhitectura românească, susțineți economia României. Susțin economia României cumpărând produse românești. Susținem economia României, cumpărați produse românești pentru construcții, produse de înaltă calitate. Susțin economia românească, cumpărând produse românești. Doar împreună putem ajuta economia românească. Mii de persoane călătoresc în România pentru a se trata în cabinetele stomatologice, iar aceasta poate fi o oportunitate pentru turismul de sănătate. Aceștia plătesc un sfert din cât ar plăti pentru servicii în țara de origine. Din Marea Britanie, Israel sau chiar Statele Unite, turiștii îngroașă rândurile pacienților de la ușile cabinetelor de stomatologie din România. Nu pentru că în țara noastră s-ar realiza un tratament unic în lume, ci pentru că prețurile sunt cu mult mai mici decât la ei acasă. 15% din totalul pacienților unui cabinet stomatologic cu tradiție din București este reprezentat de turiști veniți special pentru tratament. Pentru a le facilita acomodarea pe aici, cabinetele au înființat un departament special pentru relații cu pacienții străini, care practică turismul dentar. Acesta gestionează șederea lor aici, facilitându-le vizitele la cabinet în funcție de timpul limitat și de serviciile pe care le solicită. Străinii cunosc și apreciază calitatea serviciilor stomatologice din România, care este la fel de ridicată ca în cazul țărilor din vestul Europei sau chiar Statele Unite. Avem medici supra-specializați cu o experiență complexă în toate ramurile medicinei dentare. Raportul calitate-preț este vizibil în favoarea noastră, pentru că aceleași tratamente realizate la același standard, care în străinătate costă peste 20.000 de euro, la noi se găsesc la prețuri între 4.000 și 10.000 de euro. Pacienții pot ajunge chiar și la economii de 70%. Diferența este semnificativă, mai ales în contextul economic actual. Se pare că turiștii caută în România tratamentele complexe. Profitând de perioada concediilor, ei vor să-și rezolve cât mai multe probleme într-un timp cât mai scurt. Pe primul loc în topul celor mai căutate intervenții se află implantul dentar, urmat îndeaproape de coroanele ceramice pe suport de zirconiu. Străinilor li se acordă garanții de 10 ani pentru lucrări, soluții financiare și deseori o consultație gratuită la finalul lucrărilor. În scopul atragerii pacienților din alte țări, cabinetele încheie parteneriate cu agenții din străinătate, cu care colaborează pentru programul de turism dentar. Foarte importante sunt și recomandările turiștilor dentari, care au apelat deja la serviciile clinicii. Dacă ne referim la implantologie, care sunt cerințele pacientului și ce lucruri trebuie respectate astfel încât un implant să aibă rezultate bune? Este foarte important întâi să identificăm problemele generale ale pacientului, bineînțeles să vedem dacă poate fi sau nu candidat la implante, apoi să realizăm evaluările problemelor din cavitatea orală, să vedem dacă are capitalul osos disponibil pentru acele implante, astfel încât să ne programăm aceste intervenții chirurgicale care pot fi în condițiile în care nu avem suficient capital osos și o intervenție suplimentară pentru grefă, sau dacă poate doar implantarea să se realizeze într-un singur timp, evident că putem în cazul acesta fi mult mai simplu realiza doar implantarea. Sunt situații când atât implantul cât și grefa se pot aplica în aceeași ședință. Pacientul care beneficiază de implante trebuie să aibă la dispoziție un interval de timp de 7-10 zile până când se vor îndepărta firele de sutură,
Iar, desigur, follow-up-ul acestor pacienți continuă imediat după finalizarea respectivei etape de îndepărtare a firelor. Sunt faze protetice, care înseamnă parcurgerea timpului fie imediat după implantare, immediate loading, însemnând încărcarea imediată a implantului, sau, dacă nu există condiții pentru acest lucru, după 4-6 luni se poate realiza. Bineînțeles, pacientul necesită a parcurge un timp, poate până în 14 zile, când și pe acest interval să se deruleze etapa clinică și tehnologică de protezare pe implante. În orice caz, știu că dacă discutăm despre cerințe, toți pacienții vor ca procedura să se realizeze într-un timp scurt, să nu fie dureroasă, deci să se realizeze sub anestezie, care ar fi și alte cerințe? Dacă spuneați de anestezie, se poate face odată cu anestezia și sedarea conștientă a pacientului, astfel încât să fie ferit de orice traumă, chiar psihică, produsă pe timpul intervenției, evident fiind și aceasta o cerință, și continuând cu urmărirea cu mare atenție din partea pacientului a igienei orale pe care trebuie să o deruleze pe timpul și după intervenția propriu-zisă, igienă care poate servi la menținerea unei stări de sănătate orală obligatorie în condițiile în care deja este implantat. Înseamnă păstrarea unui climat, ca să spunem, de protecție pentru implant și viitoarea protezare pe implante, deci asigurând un succes pe termen lung acestor tehnici. Care ar fi ultimele inovații în materie de tratamente în acest domeniu medical? Desigur că se încearcă și chiar teorii multiple există în acest sens pentru a scurta acest timp, implantarea imediată post-extracțională, încărcarea imediată, desigur precizii foarte mari în și pe timpul implantării, însemnând utilizarea roboților, robodentul de exemplu, pentru a crea o precizie în frezaj și chiar în situații dificile, mergând paralel cu nervul dental alveolar. Toate la un loc înseamnă un succes pentru pacient și, bineînțeles, pentru practicianul care realizează intervenția. Doamna profesor universitar dr. Consuela Norina Forna este, dincolo de ambasador, profesionist, specialist, medic, profesor, un îndrumător de drumuri, un adevărat exemplu pentru studenții de astăzi. O dovadă vie a faptului că progresul, cooperarea, profesionalismul, excelența și devotamentul fac echipă bună atunci când discutăm despre pași înainte făcuți în domeniul medical din țara noastră. Vă așteptăm la De Gardă, într-o ediție următoare cu un alt nume important din medicina românească. La revedere!